G2A, jocuri ieftine. Bleh! Vreau un cod pe cârma navei. Ce? E Nu asta, știu, bă, încă nu asta știu. e cârma. Nu e asta Nu rotundă, știu. gen. Bă, Eu vino știu să asta. dormi, bă, vino să dormi prima dată că e întuneric și nu o să vedem acolo șapă navă. Dormim pat și prefăte că nu ne scufundăm uneori și gen suntem sub apă în pat și practic dacă dormim ne înnecă. Pe celălalt pat, bă, dormi pe celălalt pat. Eu am venit pe ăsta, este al meu acum. Dar te jur că ăsta e patul meu. Oh my god. Hai că nu sunt bulangiu, deși tu ești, băi, bulangiule. Milogește-te de Patul meu. like-uri. Și G2 în descriere dacă vreți să cumpărați jocuri ieftine. Hai să mergem să facem rost de următorul cod care cică se află pe cârma navei. 11.000 de like-uri, 999. 10.999, mănâncă ochiul, stai așa. Ah, yes. Ah, ce bine e să-ți scarpi în glob ocular. Așa, ce spuneam? Bun, bă, deci fii antenă, trebuie să ajungem acolo așa de unde se conduce barca asta, mă înțelegi? Și nu mai știu exact pe unde se mergea, pentru că este... Hai că vin eu! Mă aștept. Auzi, nu avem țăpușă să batem creaturile alea spurcate și împuțite care sunt aici și care sunt ca niște șobolani, așa, știi? Așa! Fuck, e lumină pe aici și ai o sticlă. Așa, nu te aștept, bă, cârma navei e pe aici pe undeva. Ok, din câte mi-aduc eu aminte, adică era pe aici și a, probabil. Ok, bun, e o creatură, Carlos, dar nu e problemă. Manevre evazive. Fugi, Carlos, n-are cum să ne prindă pe noi, suntem gameplayer Cârma profesionali. navei Bă, este uite-te după o hârtie sau ceva, dar dacă o găsești, să nu o iei. Să-mi spui să o văd și eu, da? Căci că ar fi la Ok. cârmă. Și trebuie să mă urc mai în spate aici pe scări. Oh, Jesus. What the Ai fuck? găsit cârma? Wait, am... Oh, scrap. Uite, băi, o hârtie aici și așa, Jesus. Tu Ai găsit? realizezi că noi am venit aici și așa și... What N-am the văzut. fuck? Ai grijă că e periculoasă, bă, creatura aia. Are noroc, bă, că n-avem țepușa. Wait, locked from the inside? Uite, ce? Am mai găsit ceva. Ah, e cealaltă ușă. Acum, am înțeles, am înțeles. Bun, și acum dacă apăsăm T, uite, e 0723. Yes, este următorul cod pentru următoarea insulă sau ce Dumnezeule Dar de mare ce o fi nu e chestia aia. 0722? Pentru că 2-3 e mai mare decât 2-2 și practic... Mai mic e 0-7-2-2 exact. Bă, și Carlos, bă, deci cât e glumă-i panoramă, da? Este ora 5:55 PM, adică post-meridian, adică practic este seară. Și realizez că noi trebuie să... Hai să punem codul! Stai, bă, așa o secundă. Carlos, stai așa. Stai că am cea mai interesantă chestie pe care cred că am văzut-o vreodată în viață. Stai așa o secundică. Mi se pare mie sau e un cufăr de la acolo de deschis, ha? Zero. E, vine, Carlos, unde ești, mă? Uite-l, mă, acolo, mă, uite, mă, nu e un cufăr ăla, e și scară, e și asta, dar cum urcăm aici? Că... 7. Ce fac? Oh my god, ăsta bagă codul la barcă. 2. Băi, să nu lași aia pornită, ok? Gata, l-am băgat. La ce distanță suntem de următoarea zonă? 1846. Asta nu e atât de rău. Este Te-am chiar... Dat pe nou. Ce? Da. Gata. Da? Păi mă, nu știu, mi s-a părut că era ceva acolo, dar sincer nu cred că puteam să urcăm. Așa că o să vin la barcă, o să scoatem asta și mergem către următoarea zonă. Ei, în sfârșit. Băi, mă, vezi, pot să dau X la chestia asta. Cineva a zis, Pink, fă-o de aia care merge de mai multe ori. Și asta merge, numai că uneori se buguie. Bă, nu arunca, dă-i click dreapta, click dreapta. Așa, las-o acolo. Nu de alta, dar uneori nu te mai lasă să o scoți cu X-ul. Și trebuie să-i dai remove, știi? Și ți-o strică dacă îi dai remove. Dacă îi dai cu X-ul, ți-o pune în inventar. Bun, ia stai așa să se ocupe navigatorul șef aici și de niște calcule Hai matematice. Da, deci practic, hai să pornim... De fapt, hai să nu pornim, hai să schimbăm direcțiile la... Nu schimba, că eu nu mai pot să mai conduc apoi. Trebuie Cum să nu? Eu... Bă! Despre ce vorbă? Bă, nu contează, mă, motoarele astea merg în orice direcție. Uite, am pus și plank-uri și le pornim. Bă, ce faci? Nu dai remove? What the fuck? Dude, mergea să conduci invers, ce Dumnezeu! Gata, frate. What? Hai, dă-i tare. Am dat... Oh, ha, hâș de acolo, așa, pasăre stupidă. Ia, uite-te, bă, a și venit. Ia să vedem.
Deci e undeva în... Mai... Du-te mai în dreapta, Carlos, mai în dreapta. Cred că ceva de genul ăsta. Bă, nu bate așa, mă, ce ai. Ăstea trebuie să stea mereu drepte. Asta da, acum mi-am dat seama că dacă tu învârți barca, da. Dă-i mai... Hai că zic eu cât de tare să dai în dreapta, ia să vedem. Deci după... Mai dă-i. Stop, în dreapta aici, în dreapta. Bun, și acum dă-i un pic spre stânga. Atât, stop, ăla e. Las-o dreaptă, boss. Gata, la 1837 de unități distanță suntem de noua zonă, în sfârșit. Nu ne-a luat decât foarte mult timp pentru că am ratat o chestie și acum da. Bun, acum, fii îndenă, Carlos, tot ce trebuie să facem este să supraviețuim și asta, gen, este simplu și practic. Mai sunt, mă, buguiți copaci ăștia? Acum nu mai sunt buguiți. Data trecută erau. Să te păi da, băi, să rămânem fără oxigen, dă-te în candela unde de copac. Câte butoaie au trecut pe lângă. Dar nu ne interesează, bă, Carlos, butoaiele sunt pentru... Bă, butoaiele sunt bune pentru un singur lucru, pentru vin. Și alte chestii care se bagă în butoaie, cum ar fi bere. Berea se mai bagă în butoaie. Și aibă. Există... Da, mă, există tipuri de bere care se fac în butoaie de lemn. Butoiasă. Să știi. Da, bere gen... Butoiasă. Da, exact. Probabil. Probabil că nu-i zic așa. Dar mă, Indian Pale Ale-ul era transportat de englezi în India, în butoaie de lemn. Tot aia, băi, tot ăsta. How are you doing? It is a fine weather outside, isn't it? De ce nu era butoiul meu? Că cum mă scria numele tău pe el? Ce? Da. Auzi, cu butoiul tău. Oh, no. E ok, l-am făcut să plece. Am folosit o săgeată, dar totuși. Avem 4 motoare. 4 motoare? Dar nu știu dacă te miști mai repede, mă. Probabil că nu. Ar fi șmecher, făceam și noi platforma mai mare. Da, mă, să mergem cu Dita mai continentul. Bine, bă, Carlos, dar ce crezi că ai... Oh, am aruncat ceva în greșeală. Păi ce are? Păi ce are? Păi, băi, tu știi... Care să plimbă cu... Palatul din Piața Constituției. Păi da, mă, frate, dar din cauza ălora s-a întâmplat ce s-a întâmplat acelea pe joc de nu mai este pământ pe nicăieri că s-a topit caluta glaciară și apă peste tot, ok? Din cauza ăstora cu motoarele lor care își conduc, dispare, mă. Da, iar am uitat, băi, uit tot timpul să-i dau cu săgeata. Bun, deci fii antenă, Carlos, ne trebuie așa, ne trebuie topor și ne trebuie țepușă de lemn. Păi, de fapt, și ce mă, hai că fac țepușă normală, că-i dau 2 hituri, că-i dau 3 la rechin, tot aia e, ce să mai... Exact. Și acum, pentru Exo să ne trebuiască un... Oh, nimic. Gata, am rezolvat problema, Carlos, totul e ok. Bun. Stai așa să tai și copacul ăsta. Și o să pun... Oh, n-am zis 2 semințe. Așa, și o să-l pun la loc, și o să-l și full aici, pune apă, pune apă pe ăla, pe purificator să mai avem, că... Am tot udat grădinile cu apa și gen, da. Așa, în afară de asta, stai că ne mai trebuie ceva, ne trebuie o undiță. O undiță? Ca să mai prinzi și tu pești, că eu până acum am pescuit. Nu pescuiesc, lasă-mă în pace, pescuitul este pentru pești. Ceea ce are logică dacă stai să te gândești, numai că gen, da. Perfect, gata. Omoară aia. Iar a venit, mă. Bagă-n ea. Da, a fugit, ai văzut? Ai speriat-o, mă. Bă, stai că iar mor de foame. Deci eu iar mor de foame. Fac ce fac și gata, mor de foame. Bă, dar... Eu mâncare nu-ți mai dau. Păi da, ce mâncare mi-ai dat tu, mă, până acum, mă? Nu mi-ai dat nimic, zic eu. Ești ca multi copane. Nu mi-ai dat nimic, mă. M-am 4 copane, în rest mâncare nu mai avem. Așa păi, că mai bine, băi, nu e problemă, fii antenă. Și bagă-te la pescuit. Nu mă bag, eu nu pescuiesc, frate, lasă-mă pace. Dacă vrei să mai mâncăm. Dar nici măcar, nu, hai să vedem cine moare primul de foame, o să zic că tu vei fi ăla, pentru că eu... Ai băgat să putem să ne bătem? Nu. Bun, stai să vedem la ce distanță suntem de insulă, ia. Bă, o luăm greșit! Bă, ai învârtit de aia, mă? Bă, oh my god, am uitat. Așa mai pus tu s-o pun. What? Era în... Ok, fii antenă. Fă o stânga. La 80 de grade. Așa, dă-i. Mai, dă-i.
Dă-i, boss, zic eu când. Hai, continuă, dă-i. Bun, și mai dă-i puțin. Și atât. Ia las așa. Bun, acum e ok. Mai avem cam 1000 unități până la, până la noua locație. Bă, dar știi ce mi se pare ciudat? Că noi n-am reușit deloc să găsim locația asta fără... Fără, cum îi zice? Fără radar? Adică o poți găsi fără? De ce da. Nu? Deci ne-am plimbat cu barca o grămadă. Cum de nu găsim locațiile astea? Cum e harta din jocul ăsta? E un fel de glob? Adică dacă dacă mergi într-o direcție mult timp o să te întorci în același loc? Sau gen cum e? Că clar poți să mergi într-o direcție cât vrei tu, nu? Adică nu pare să fie nimic care să te oprească, nu? E doar apă peste tot. Dacă vreau să verific ceva. Oh, stai că de data asta-i trag, ia. Ăla e boss. Ce fa, bă, nu mai arunca, mă, cu pietre, bă, încetează. Vreau să văd dacă ai băgat să putem să ne batem. Eu ți-am zis că nu putem să ne batem. Mai că am luat două de astea și ți le pun ea, Dacilea, ia. Ia și mănâncă, bă, fomistul. A, n-avem mâncare, iete, ce fac eu acelea, mă, Carlos, ia uite aici. Hei, faci două copani. Bă, eu sunt grădinarul. Vezi că eu am descoperit metoda aia de farm. Despre ce vorbești, mă, n-ai descoperit nimic. Tu habar n-aveți. Despre ce vorbești, am jucat raft dinainte. Dude, eu am jucat jocul ăsta când nici măcar nu era pe Steam și nu puteai să faci mai nimic, dude. Ei. Tu nu știi, băi, eu am jucat jocul ăsta, da. Și platformele arătau altfel, era mult mai simplu pentru că n-aveai nimic pe el. Deci de atunci am jucat eu, Raph. Nu spune tu mie că... Da. Dacă ia tot te lauzi tu cu jocurile. 800. Oh, stai că a mai venit una. Ia, mai ții minte de Arma 3 Altis Life? Crezi că am uitat ce am jucat sau ce? Vrei să-mi scormoniști acum trecutul ca să Să știi păi că nu-ți merge. Mă întrebai, a? Vine eu că nu-s bine. Bun, am reparat și asta. Era ca un fel de GTA, numai că era foarte nașpa pentru că era foarte wonky, nu puteai să intri ca lumea în mașini, când intrai mergeai, călcai peste o piatră și dintr-o dată mureai fără niciun motiv. Deci așa era jocul ăla, așa mi-aduc eu aminte. Hai cu mine, bă, să dormim, că n-o să mai vedem insula când ne apropiem de ea. Nu, aia e melodie în franceză de Crăciun, dacă nu mă încel. Ding, dang, dong. Ia să vedem, mergem. Oh my god, iar mor de foame. Bă, încechează cu foamea asta, bă, ce Dumnezeu. Ia că mai pun aici. Așa, o să mănânc una de asta. De unde luam tu atâta? Ce, mă, păi, bă, ai zis că o să murim de foame, că nu știu ce, păi, te vezi? Nu murim, bă. Nu mor neapărat de foame. Bă, da, greu mai merge barca asta, bă, am și dormit și tot, nu, stai să mai dau un pic lemne. Mai la dreapta. Să mai întoarcem puțin și gen acum o lăsăm mai dreapta. Mai pune lemne, mai pune lemne. Auzi, mă, nu vrei tu să înnoți până la barca aia să iei, cum îi zice? Unde bă, să... Da. Du-te și înnoată și ia chestul. Dar vezi să ai, cum îi zice, bă, vezi să ai aurechinul, nu? Vezi să ai... Requires plank... Bă, nu mai am plank-uri. Ce-am făcut cu ele? Am eu. Mamă, dar noți, nu glumă, boss. Gat. E ceva șmechir în aia sau? Hinge, metal or. Hinge, metal or. Ce salea, băi. Stai, mă, că mai tem niște copaci, că văd că ăștia au crescut maxim, aparent. Și luăm coconaturi, plank-uri, treaba e bună. Eu zic că ar trebui să avem mult mai mulți copaci de ăștia, frate, să avem o întreagă pădure, ce zici? Oare ăsta e crescut, mă? Pare crescut, are și fructe în el, dar e așa de mic încât nu-mi dau seama. Dar o să-l tai oricum. Ia uite, din trei copaci, fie antenă câte de astea o să facem. Deci fie antenă, da? Ești antenă? Da. 16 lemn. Literalmente mult. Problema e că nu știu dacă o să avem suficiente, cum îi zice, semințe să tot plantăm copaci. Că gen, eu tai 4 copaci și primesc 2 semințe înapoi. Omară! Așa e, boss, stai așa. Așa, și acum bravo. Iau asta. Bă, deci, cum de nu ne-am dat noi seama de la început, frate, că puteam să facem rost de atât de multă carne de la pasărea asta stupidă care vine? Stai că fac așa să mai plantez niște de astea. Și aici și așa.
pune căpanelul la prăjit ca să-l fac cum le-a furat și pe alea. De ce vorbești așa? What? Hai că am pus aici... Vai! Carlos, tocmai am pus 14 de alea... Oh, wait, Carlos, ce e insula aia? Ce e insula aia gigantică acolo? Wait, aia e? Dacă... Oh my god, aia e! Carlos, trage de, trage manivela! Învârte asta, ia uite, pac! Uite ce, bă, deci e super mișto, frate, cum putem să învârtim asta, ești nebun? Ok, și acum o să o ținem dreaptă și să mergem. Am găsit o ridiche. Ridiche? Bravo, Carlos. De unde ai găsit-o, mă? Cred că era de la mine, că eu am inventarul plin și nu știu ce făceam pe acolo așa și cred că da. Nu, am prins eu dintr-un butoi. Ah, nice. Păi oricum avem suficiente. O sopap. Mănâncă, uite, mănâncă, sigur. Da. Adică nu e ca și cum este foarte necesară pentru a face o întreagă fermă de alte ridiche ca să nu murim de foame. Ok, poți să o mănânci. Da, domnule. Bun. A, treaba aici merge bine, așa, aici și toți copacii ăștia sunt uzi. Uite noua insulă care este literalmente da, gigantică. Da, să fur copanele. Furele, băi. Bă, furele, băi, poți să le furi, că nu mă interesează pe mine de niște copane stupide. Mă interesează de cum Dumnezeule Mare au intrat 14 bucăți de lemn în... Mamă, cred că era aproape gol și am mai pus aici un pic și cred că nu e foarte... Mamă, așa e aproape gol și ăsta. Să rămân eu. Bă, da, mai înaintăm, bă, că parcă... Da. Bă, rămâi tu la mânuța mea să încerc tu mie lemn. Vezi că așa ți-am făcut șopii. Păi bă, dacă nu puneam lemn în astea, nu mai înaintam spre insulă. Despre ce vorbești? O zici de parcă am consumat lemnul să-l pu... Ia uite aici. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bucăți de lemn puse în alea, că noi nici măcar nu avem nevoie de ele. Adică, na. Bă, așa că, bă, dar de ce ne tot întoarce barca asta, bă, gen... Păi s-a învârtit volanul. Păi de ce s-a învârtit? Că eu l-am lăsat... Deci eu l-am lăsat drept... Bă, nu mai da spre dreapta! Oh my god, I swear to god, I'm gonna do it, Carlos! Te înțăp în fund! Hai! Oh, lasă piatra! Lasă piatra! Jur că trag! Am un arc o săgeată și mi-e frică să o folosesc, că dacă o pierd... Stai cu minte! Bă, vezi că ne apropiem, vezi că ne apropiem. Am dat cu cheatra pe lângă, mă duc. Ai dat cu cheatra. Bă, stai, bă, e problemă. Carlos, stai cu minte! Na! Bă, nenorocitule, ne izbim de insulă, că e mare și e plină de chietre și nu pe aici trebuie să... Wait! Mamă, Clem! Yo, my God! Am întors barca fix în ultima milisecundă. Ne-ai dat în cap cu barca. Păi îmi pare rău de ce te arunci de pe... Bă, nu te mai arunca, bă, de pe barcă, bă. Ok, am ajuns în noua locație, oameni buni. Oh, uite, e un fel de plajă acolo. A, nu, sunt doar... cum îi zice? Niște pietre. Bă, avem o problemă, frate. Trebuie să găsim un loc prin care să ne putem urca pe noua insulă și barca asta stupidă... Ce asta, mă? Mersi, Carlos. Carlos, barca noastră stupidă... Uh-oh. A rămas blocat aici și adu-i, nu știu, nu mai putem... Bă, schimbă, numește învârte vela. Se numește schimbă direcția motoarelor, trebuie să dăm în mașarier. Ia, pip, 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 pip. Și fii antena, acum... Așa, întoarci. Întoarci-o, bă, nu, las-o așa, nu, las-o mă spre stânga, mă. O să mergem cu spatele, nu e problemă. Și fă bip, pip, pip. Mă înțelegi? Bip, bip, bip. Așa, așa, fă bip, bip, să audă lumea că mergem cu spate. Uite, mă, cred că pe acolo se intră. Carlos, stai. Auzi, du-te și schimbă direcția motoarelor. Dă-i în față. Schimbă direcția motoarelor. Hai că o iau bine. Oh my god, am să... Așa, bun, ține, o să mergem în față un pic și aruncăm ancora. Așa, merge acolo, dă-i. E bine, dă-i înainte. Asta... Asta de ce nu mai... Hai, mă, mergi, mă! S-au stricat, mă! Bă, mergi, mă, mai repede, motor stupid! Ia uite ăsta! Uite ăsta cum ține, bă, în loc să ne ducă... Aproape... Stai așa să le pun lemn. Da, aveau lemn, mă, de ce... Ah, acum au pornit! Hai că a pornit și ăla! Bun, fii antenă! Ne apropiem puțin de intrarea aia, care cred că o să... ne poată... duce undeva șmecher pe insula asta gigantică. Și,
What the fuck, e un copac acolo. Și o să ne revedem pe data viitoare când o să explorăm această nouă insulă foarte, foarte ultra mega șmecheră. Ah, unde e ancora, dude? Ancora trebuie să oprește motoarele. Oprește, stop.